mântuirea stă în multă sfătuire, cum spun Sfinții Părinți. Da, da. Așadar, Părinte, cum pentru noi oamenii de rând, iată, care suntem acaparați de ecrane, ne place senzaționalul, suntem stimulați foarte mult de breaking news-uri, imediat s-a mai întâmplat ceva, sau urmează să întâmple ceva, suntem așa într-o tensiune continuă. Iată, menționam războiul care poate să ferească Dumnezeu să nu se apropie, sau povestim de războaiele care a fost. Însă războiul acesta nevăzut, sau lupta aceasta nevăzută pe care m-ați spus Sfinția voastră adineauri, de multe ori ne scapă printre degete. Ne fuge atenției. Parcă nu suntem capabili să ne concentrăm pe acest război și să-l luăm în serios. Deci, vă întreb, cum am putea noi creștinii în societatea contemporană de astăzi, când permanent suntem seduși de fel și fel de plăceri și fel și fel de distrageri ale atenției, cum putem noi păstra lupta duhovnicească sau lucrarea duhovnicească constantă? Că să fim permanent angrenați în această luptă. Are psalmistul David în psalmul 33 o expresie foarte frumoasă, care mie îmi place deosebit în mod special, și pe care, citind psalmul 33, de fiecare dată parcă o înțelegem așa mai profund, mai adânc. Expresia sună așa: ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea. Este foarte important ca noi în viață să avem niște preocupări duhovnicești. Să prioritizăm cumva lucrurile bune și, dacă se poate, cât mai mult să nu dăm importanță lucrurilor negative, pesimiste, care uneori ne asaltează. Pentru că oricum viața noastră, fiind foarte scurtă, dacă lăsăm în viață tot balastul care vine din afară cu sugestiile lui și cu smintelile lui, uneori pur și simplu ne fură timpul, ne fură viața. Tot psalmistul David are la un moment dat vis-a-vis de o concluzie așa pe care o face el vis-a-vis de trăirea omului pe pământ. În psalmul 89 are o expresie pe care o folosește zicând că zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Ce este mai mult decât aceștia, o steneală și durere. Deci aflăm din această că viețuirea noastră pe pământ, vremelnicia noastră pe pământ, este de scurtă durată. Nu avem, cum zice Sfântul Apostol Pavel într-alt loc, nu avem aici pe pământ cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să vină. Deci un om care se străduiește să dobândească cerul, să dobândească împărăția lui Dumnezeu, va avea preocupări frumoase. Preocupări care îl vor trimite în a dobândi împărăția cea veșnică, cetatea cea stătătoare adevărată, nu cea vremelnică de pe pământ, care își o dobândește omul printr-un efort fizic minor și își face poate un locaș, o căsuță mică, care este pentru scurtă durată folosit, ci o caută pe aceea care va să vină, care este ca o comoară de mare preț și pe care frumos ar fi ca orice creștin să o poată dobândi, să-și o câștige. De aceea este important ca în viață, cât se poate mai mult, preocuparea omului să fie mai mult pe plan duhovnicesc. Toate câte le face, să le facă spre slava lui Dumnezeu. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva dacă face, spune Sfânta Scriptură, toate acestea spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Și dacă are aceste preocupări, atunci nu vor ajunge foarte multe lucruri rele la urechile lui, se va feri ca să vadă lucrurile care nu sunt în regulă și atunci va prețui timpul știindu-l cum să-l folosească spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletului său. Iubiți prieteni, în cazul în care nu ați făcut-o deja, abonați-vă gratuit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate noile postări ale canalului, emisiunile în direct și sfintele liturghii transmise live de la cele mai frumoase mănăstiri din România și din Muntele Athos. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin.